La poalele munților, în localitatea Polovrat, județul Gorj, de câteva zile răsună drujbele. Sculptorii le folosesc să scoată la lumină adevărate lucrări de artă. Buștenii mari sunt transformați în câteva zile în daci ce vor păzi tărâmul legendar din apropierea peșterii Polovrat. Zona abundă de istorie dacică și aici va fi tot un complex dacic. Și proiectul anul ăsta va fi 4-6 daci cât s-o putea face la un zi de apărare. Pe lângă drujbe, sculptorii fac din daltă stâlpi cu semnificații dacice. El, în ansamblu, reprezintă, e construit pe tematica pomului vieții. Îmi face plăcere să, împreună cu colegii, să lăsăm ceva în urma noastră aici, în ținutul dumneavoastră tare fain, cu atâtea valori spirituale și umane. E muncă, muncă și răbdare. Cine are răbdare, cu eu n-aș avea răbdare, da. Autoritățile au un plan să continue festivalul și să refacă anii următori atmosfera de acum câteva milenii. Deja au fost realizate colibe, lupi, ori străjeri daci. Încercăm să facem legătura dintre spiritualitatea veche a dacilor și creștinism, în sensul că se va monta cea de-a treia poartă, pe care vor fi inserate acele simboluri dacice, dar și o troiță sub formă de cruce, dar tot cu simboluri dacice. Festivalul de sculptură este la a treia ediție și se va încheia pe 10 iulie, când vor fi expuse și noile sculpturi.